Pentru locuitorii din Măgidia care vor să petreacă Revelionul în oraș, ofertele restaurantelor sunt variate. Organizatorii promit petreceri pe cinste, cu mâncăruri alese și cu formații ce vor da startul distracției. Prețurile sunt între 150 de lei și 200 de lei și includ un meniu format din trei feluri. Organizăm cu o formație, cu un meniu asortat, bineînțeles, și cu toate cele ce aparțin de sărbători. Cât costă pentru o persoană? Pentru o persoană e 150 de lei. Cei mai mulți locuitori au deja stabilit planul de Revelion, însă mai sunt și persoane indecise sau care vor sta acasă cu familia. Acasă cu familia? Da, cu copiii. Cred că undeva organizat. În restaurantele, barurile sau hotelurile din Măgidia, locurile pentru noaptea dintre ani au început deja să fie rezervate. Se mândresc patronii, așa că cei care nu au luat o decizie mai au la dispoziție doar câteva săptămâni până la epuizarea ofertelor.